discurs bun, la petrecere de un discurs scurt, dar sunt puține locuri unde intri și vezi atâția prieteni și atâția amici și atâția cunoștințe, așa că m-am bucurat nespus când am avut un telefon din partea domnului președinte, invitându-mă astăzi aici. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Vă felicit pentru toată munca pe care o faceți pentru neamț, dar și pentru România. Domnul președinte, vă felicit pentru determinarea și consecvența pe care ați arătat-o în politică și nu de ieri și azi. Răzvan, mult succes și sunt convins că vei face o treabă minunată alături de prietenii noștri din neamț. Tuturor doamnelor și domnișoarelor, la mulți ani, multe împliniri și să ne revedem la fiecare sărbătoare pe care dumneavoastră doriți să o aveți aici la neamț. Mulțumim mult de invitație! Mulțumesc, domnule ministru! Atunci când am întrebat doamnele social-democrate pe cine ați dorit să o aduc aici la neamț, mi-au spus că pe Fuego și pe Teodorovici. Pe Fuego nu l-am adus, Eugen Teodorovici este pe drum, așa că atunci când o să ajungă, o să vinit să vă spună câteva cuvinte. Încă o dată petrecere frumoasă și vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți astăzi alături de noi aici. Vă prețuiesc foarte mult, știu că pe dumneavoastră și în dumneavoastră stă toată forța Partidului Social Democrat de la Neamț și cred că împreună o să facem lucruri minunate pentru oamenii din județul nostru. Vă mulțumesc!